Vedeți titlul disciplinei? Astăzi este politici comune ale Uniunii Europene și conflicte politice, instituții democratice, politice economice, sociale și externe. În această disciplină noi vom încerca să învățăm ceea ce face Uniunea Europeană. Da? care sunt politicile ale Uniunii Europene în domeniul economic, în domeniul social și în domeniul extern. Eu am grupat toate politicile ale Uniunii Europene în trei categorii. Categorie economică, socială și externă. Da? Dar noi vom vedea toate, le vom vedea pe toate politicile ale Uniunii, tot ceea ce face UE, doar ca Dintr-un punct de vedere didactic, eu le-am grupat în aceste trei categorii. Acest lucru se înțelege, da? Economice, sociale și externe. În domeniul de politici economice, noi vom învăța piața comună a Uniunii Europeană, eliminarea eh, tarifelor și eh, eliminarea cotelor de import, de export. Vom analiza și piața internă a Uniunii Europeană eliminarea tuturor obstacolelor în afara de tarife și cote de exemplu e, diferite reglementari sau diferite coduri fiscale sau e, diferite bariere fizice da, care. Impedicavano il commercio in Europa, questa piazza interna, e analizzare e questo, Vom analiza și questo, e questo, e questo, di facilitare la piazza interna, ad esempio la politica questo, politica questo, e questo, e politica e questo, e questo, e questo, de muncă sau vom vedea politica de mediu a Uniunii Europeană, vom vedea politica de transport, multe politici care încearcă să meargă și mai bine și e, politicile economice principale ale UE care sunt piața, piața comună. După aia vom analiza un grup de politici care eu am numit politici sociale, care sunt politici care eh, folosesc și bugetul Uniunii Europene. Vom analiza bugetul și vom analiza politica m agricola comună, vom analiza politica de coeziune, politica regională europeană, politica... Eh, socială, dar înțeleasă din punctul de vedere al, fondul, al fondului social european, dar și mobilitatea de mișcare. Unele politici care au un component social care nu s-ar putea justifica din punctul de vedere doar al creșterii economice, creșterii PIB-ului. Nu, sunt unele politici care ceea ce fac este sunt ca un fel de... E, cum se spune, de, de facilitator politic pentru alte politici, da? Sunt uneori ca un fel de side payments, ca și plații colaterale, ca și așa cum spunem între ghilimele, mita, da? Ca și ca un fel de mita care facilitează să se aprobe alte politici, ca să dau anumite fonduri europene sau anumite avantaje particulare concentrate. Acestea sunt politicile sociale ale UE. Și în cele din urmă vom analiza politicile externe ale Uniunii Europene. Politicile externe ale UE, cea mai importantă este politica comercială comună, care este politica care se ocupa de relațiile comerciale între Uniunea Europeană și restul eh, globului, această politică e, e, este una comună deoarece, fiind o piață internă, o piață unică, o piață comună în cadrul Uniunii Europene, atunci trebuie să existe un tarif extern comun și o politică comercială externă comună. Da? Pentru că, odată ce un produs intră în Uniunea Europeană, după aia nu sunt bariere interne. Da? Deci controlul de import și export pentru statele terțe trebuie să se întâmple la frontierele eh, externe sau la fr frontierele prime frontiere unde ajunge produsul în Uniunea Europeană. De exemplu, multe produse în UE ajung la portul din Amsterdam, în Olanda. Da? Dar ajung acolo, pentru că este un port important, este un hub. E, comercial și după aia de acolo se transmite se, se transferă în alte teritorii, în alte țări din Uniunea Europeană, unde vor fi u, u, folosite, consumate aceste produse. Dar intra mulți prin Olanda. În Olanda trebuie să se aplice un, un tarif comun. Dar este și o politică externă a Unii Europene și nu doar în domeniul comercial, este o politică externă, de exemplu, pentru migrații, pentru controlul migrației. Uniunea Europeană are anumită politică cu nordul Africii, de exemplu, anumite acorduri cu unele țări. Exista și inclusiv o politică militară Comună a Uniunii Europeană pentru unele conflicte e, mici, de exemplu, dacă trebuie să te lupți cu e, unii pirați din e, Somalia, da și atunci se pun unele e, nave ale Uniunii Europene. Din, din mai multe țări ale West se pun în ațipil al Uniunii Europene și se face o armată europeană ca să te uiți să te lupți cu pirați săraci din Somalia. Da? După aia, când vine vorba, de exemplu, de un conflict ca da? și conflictul din Ucraina, acolo nu. Acolo nu este o. O politică militară comună a UE, pentru că acolo trebuie nu să te lupți cu niște pirați săraci dintr-o țară din lumea a treia, da? Acolo trebuie să te lupți de cu adevărat cu armata. Îți poți să să-ți facă rău, știi? Și atunci, acolo nu este o, o politică militară e, comună a Uniunii Europene. Și în acest e, caz vom discuta despre el acum, în primul curs al acestei discipline, pentru că este un caz de mare actualitate. Nu știu dacă urmăriți vestele despre acest conflict. Maria, tu ai, ai auzit vestea de astăzi? Desigur, chiar primul lucru când m-am trezit dimineața. Da, că acum ce s-a întâmplat? pe scurt, în timpul nopții de noi, domnul Vladimir Putin a anunțat că urmează să facă un atac asupra Ucrainei, în special în zonele Donetsk și îmi scapă cele două? Luhansk, ori, Donetsk ori. și Luhansk. Exact. Uh, ulterior acesta a rezultat într-o serie de atacuri asupra teritoriilor din Ucraina astfel, ca, ca să zicem așa, începând un conflict armat, exact. Cele două. exact. Și Uniunea Europeană deja știa da, că se poate întâmpla așa ceva, adică nu a fost ceva nou, nu, Ana Maria? Da, cu siguranță. Cu siguranță, deja era anunțat, deja se știa, deja erau 200.000 de, de soldați acolo în zona și deja era intențiile anunțate și se știa foarte bine ce se va întâmpla. Și Uniunea Europeană a spus că ei țin cu Ucraina, că ei e, sunt solidari cu Ucraina. Da, dar până la urmă e, ei deja de la bun început au declarat că nu vor interveni militar. Deci, deja au spus: dacă e, armata Rusiei va invada teritoriul Ucrainei, noi, din partea Uniunii Europene, puteți să stați liniștiți că noi nu, mă, nu ne vom lupta cu voi. Da? Acesta în, în primul rând. Și în al doilea rând. După aceea, Claudiu a pus o întrebare, după aceea voi răspunde la această întrebare. Mulțumesc tuturor celor care participați și dacă puteți să porniți camera, eu vă mulțumesc celor care porniți camera pentru că îmi face și mie munca mult mai, mult mai ușoară. Da? Când eu vad reacțiile persoanelor, când, când eu vorbesc. În... <coughs> In... Uniunea Europeană a deja declarat că nu va interveni militar. Dar a amenințat că va impune sancțiuni economice. Da? Deci, strategia și a declarat-o deja de, 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 săptămâni sau da, de ce va face Uniunea Europeană a spus, noi nu vom interveni militar, noi vom impune sancțiuni. Păi bine, în cursul de astăzi, pentru că în această disciplină, noi nu doar învățam vești, nu doar învățam material empiric, noi și analizam, învățam metode de analiză. Vă voi explica care este diferența într-o intervenție militară și sancțiunile economice. Amândouă sunt arme, da? Amândouă sunt instrumente de politică externă care pot să fie utilizate în moment de conflict. Dar nu sunt egale, au diferențe și vom analiza care sunt aceste diferențe și ce putem să ne așteptăm de la una sau de la alta. Da? Și, în concret, vom observa care este diferența între o intervenție militară și sancțiunile economice atunci când vine vorba de alianțe între țări. De obicei, când este un conflict internațional, se produc unele alianțe dacă este un conflict în Ucraina și pot să produce o alianță de țări, de exemplu, țările Uniunii Europene și Statele Unite și este o anumită alianță. Păi noi vom vedea de ce această alianță, care este foarte grea să meargă în general, dar în cazul actual nu va funcționa absolut deloc. Da? Vom vedea de ce în cazul acesta această opțiune de sancțiuni economice nu va funcționa. Bine. Pentru asta noi trebuie să înțelegem diferența între o intervenție militară și sancțiunile economice, dar și asemănările între ele. În amindoua cazuri sunt instrumente de politică externă. Politica externă este o politică care are loc între lideri internaționali din țări diferite. Politica externă este o politică care are loc între Biden și Putin sau între Macron și Putin sau între. Eh, Scholz și Macron sau între eh, Macron și eh, Johnson. Da? Este politica internațională, este o politică între lideri. Asta este ceva ce trebuie să înțelegem noi. Nu este o politică între țări. Este o politică între lideri. Țările nu fac politică. Da? Țarile nu au un creier și nu pot să iau decizii. Țarile nu au un creier, nu au o inimă, nu au e, brațe, nu au picioare, nu au, da? Sunt așa în o construcție, așa, dar cei care fac politică sunt liderii. Cei care iau decizie, eu vom întreba ce s-a întâmplat astăzi, și Maria mi-a spus: Vladimir Putin a anunțat asta sau a ordonat să se facă astăzi, da? Putin. Acest lucru este un bun punct de început ca să înțelegem politica externă. Este o politică făcută de lider. Până aici se înțelege, da? Bine. Acest lideri, ei au un interes, un anumit interes personal. Când ei iau deciziile, ca și persoanele raționale, încearcă să-ți maximizeze un anumit interes. De obicei, interesul principal al liderilor politici este să rămână la putere cât mai mult posibil acesta este scopul principal. Ei vor să ajungă la putere și când ajung la putere să stea acolo la putere cât mai mult posibil. Da? În cazul lui Putin, da? acest lucru este și foarte clar da? că chiar el face eforturi ca să stea la putere cât mai mult. Iar era o limită de mandate originală de două mandate, de, de și de 8 ani, cred că era în total. El a depășit această limită. A făcut un joc acolo cu primul ministru Medvedev, s-au schimbat rolurile. După aia, a revenit din nou ca să fie e, președinte, a crescut durata mandatului și până la urmă, acum chiar a modificat Constituția din nou și a eliminat limita de mandate ca să poată să se prezinte la alegeri, care urmează să fie în 2 ani. În anul 24, cred, da? Să mă corectați dacă nu nu este corect. Deci scopul lui Putin, îl știm, principal este să stea în funcție cât mai, cât mai mult posibil. Dar și scopul celorlaltor lideri este același. Da? De exemplu, Scholz vrea să stea la putere cât mai mult, Macron vrea să stea la putere cât mai mult, Biden vrea să stea la putere cât mai mult, Johnson la fel, toți vor. Fiecare unul în parte în țara lor respectivă. Pot să spui, dar acest lucru pare că este foarte cinic, dar că ei doar vor să stea în funcție. Ei nu au principii, nu au poate principiile, poate să te ajute, poate anumite alegători valorifică faptul că tu ai unele principii sau nu, dar scopul final este să stai în funcție. Dacă tu nu ești în funcție, nici principiile nu contează pentru că nu le poți aplica. Să înțelege asta. Importanța funcției. Da? Pentru un lider. Deci lideri sunt actorii principali și lideri vor să stea în funcție. Doar că să stai în funcție în Rusia, tu trebuie să ai sprijinul unor persoane din Rusia. Tu poate nu ai nevoie de să sprijinul Întregii populației sau majoritații populației, sau nu trebuie să ai sprijinul. E, e, da, da, majoritate 50% plus 1. Nu, nu este necesar. Poate tu ai nevoie de unii oligarhi, da, ca să te susțină, ca să rămâi la putere. Și în Franța nici nu-ți trebuie 50% din voturi ca să stai la putere, dar îți va trebui un număr destul de mare de voturi. Da, multe milioane de voturi și în Statele Unite nici acolo nu se trebuia majoritate. De fapt, de multe ori a fost ales un președinte care nu avea nici măcar cel mai mare număr de voturi. Da? Dar totuși trebuie multe milioane de persoane să te sprijine. Da? Și în celelalte țări, la fel. Sunt variații, poate în Corea de Nord, sau în Cuba cu mai puține persoane poți să stai la putere, da? Dar, în general, aici vorbim de țări în care trebuie un sprijin destul de mare. Dar acest sprijin, da? Pentru Germania, pentru Franța, pentru Marea Britanie, pentru Statele Unite nu depinde de votul ucrainilor, nu știu cum se spune, da? de populația ucrainii, nu contează deloc. Deci când Scholz îți va lua o decizie, când Macron îți vor lua o decizie, ei știu că ei trebuie să mulțumească pe alegatorii lor, da? ca să aibă o coaliție ca suficientă, un număr de e, alegatori care îi sprijină suficient ca să stea în funcție, dar desigur, în această coaliție nu va fi niciun ucrainean. Acest lucru îl înțelegeți? Da? Bine. Ei vor trebui să facă o politică dacă vor să stea în funcție o politică ca să mulțumească pe cei pe care ei au nevoie. Când tu intri într-un conflict, acest lucru poate să-ți aducă beneficii că tu vei câștiga conflictul și îți va aduce și costurile, pentru că niciun conflict nu este gratis, nu este e, la cost zero, sunt costuri. Când tu intri într-un conflict militar, acest cost poate să fie în termen de vieți omenești, poate să fie în termen de salari pentru e, soldați, poate să fie în termen de investiții militare de material militar, de armament. Da? Când tu intri într un conflict și în loc de e, instrumente militare folosești sancțiuni economice, tot vei avea un cost. Care este costul? De exemplu, dacă tu vei face un boicot unei țări, dintr-un punct de vedere comercial, atunci tu vei pierde din comerț, vei pierde din posibilitatea să cumperi unele produse la un preț e, care înainte ți se pare convenabil, acum din cauza conflictului îmi pui un, un boicot acolo și nu mai poți să profiți de acest comerț. Acest lucru are un cost. În cazul Germaniei, de exemplu, după ce s-a întâmplat eh, accidentul din Fukushima, în Japonia, mulți germani care deja acolo erau o mișcare verde în Germania, care dintr-un punct de vedere electoral deja avea o anumită putere. Dar când a fost accidentul din Fukushima în Japonia, care este o țară foarte avansată din lume, una dintre țările cele mai avansate din lume, atunci și germani s-au speriat și au spus, uitați, astfel de accidente pot să se întâmple nu doar în Ucraina, pot să se întâmple și în Japonia și de ce nu la, și la noi. Da? Și pentru că această mișcare verde deja era puternică și chiar erau în guvern, da, de multe ori în coaliții, deja în mai multe e, niveluri de guvern din Germania, deja erau puteri și liderii Germaniei care trebuie să stea în funcție, la un moment dat au trebuit să schimbe politica și spună vom elimina toate centralele nucleare din țară. Și vom înlocui aceste centrale nucleare cu gaz natural, care e, este, cum să spunem, curat. Da? Contribuiește la încălzirea globală, dar cel mai care este curat ca nu poluează mult aerul. Da? Și au luat această decizie și s-au făcut și acest, e, de spus, de unde putem să importăm mai mult, a spus, din Rusia și s au făcut acest gasoduct Nord Stream 2. Până aici este cunoscut ceea ce am descoperit. În... In... În alte țări din Uniunea Europeană, de exemplu în Franța, ei au altă sursă de aprovizionare energetică. Ei au foste colonii din Africa unde eh, au mine de material eh, nuclear, da? de, de combustibil nuclear. Și ei aduc de acolo și ei sunt o mare putere cu multe centrale nucleare. Da? Și este baza lor energetică principală. Alte țări, poate nici au alt, un alt mix da? de e, import de energie. Da? De obicei, Uniunea Europeană este un importator de energie din alte sau din resursele necesare ca să producă energie. Păi bine, aici vedem dacă noi în această disciplină vom învăța Uniunea Europeană și vom învăța sancțiunile economice ale Uniunii Europene. Vom înțelege de ce aceste sancțiuni nu vor merge în acest caz: este pentru că chiar dacă există o piață comună a Europeană, chiar dacă există o piață internă, chiar dacă se pot impune anumite sancțiuni comerciale, această piață comună nu se aplică la energie. Această piață comună se aplică ca să tu, dacă vrei să cumperi o mașină, trebuie să fie una franceză sau germană dacă tu vrei să cumperi haine, trebuie să fii spanioli sau italiani. Dar dacă tu să vrei să cumperi energie, poți să cumperi de unde vrei tu. Pentru că energia nu face parte din această piață comună. Fiecare țară importă și exportă de unde vrea și nu trebuie să plătească un tarif extern comun aprobat de Comisia Europeană. Energia nu face parte din piața comună. Deci toată această putere comercială care spune mult de multe ori în propaganda sa Uniunea Europeană pe care o are în domeniul comercial cu sancțiunile economice, aceste sancțiuni pot să fie bune ca să ți se aplice dacă este vorba de import de țuica, de. Din Kazahstan sau importe, dar nu se aplica la energie. Și nu se va aplica în cazul acesta? Deci, Comisia Europeană nu are cum să impună sancțiune asupra Rusiei, din punctul de vedere comun al Uniunii Europene, ca să oblige pe guvernul german? Să închidă importul în de gaz din Rusia. Se înțelege? Da? Deci, dintr-un punct de vedere e, central, supranațional, Uniunea Europeană nu are puterile necesare, nici măcar să impună sancțiuni economice eficiente în cazul actual. Deci, vom depinde de buna voință ale liderilor naționali din UE, care fiecare unul în parte răspunde la alegatorii respectiv din țara respectivă. Deci aici deja vedem prima dificultate. Deja știm, Uniunea Europeană nu va putea prin votul prin majoritate în comisie să împună Anumite sancțiuni. Vom depinde de deciziile individuale ale liderilor politici. Și acum vom vedea de ce aceste decizii individuale sunt așa de grele să se pună de acord. Și aici vom vedea diferența între o intervenție militară și sancțiunile economice într o intervenție militară, de exemplu, este mult mai ușor să găsești aliați pentru intervenții. Deci, parcă par este un paradox. Știi, o intervenție militară? Spui tu, poți să moară persoane, este foarte costisitoare. Pai, cu intervenție militară ar fi mai ușor să fie unitate în Europa decât cu sancțiunile economice. Și vă voi explica în acest curs de ce. Acest este scopul cursului, nu? Să învățați ceva, să analizați politica internațională. Când este vorba de o intervenție militară, odată ce intervine primul lider, odată ce se implică prima țară Într-un conflict, de exemplu, dacă s-ar implica Germania în lupta acolo din Ucraina, Pai faptul că se implică Germania deja va slabi puțin pe forțele Rusiei. Dacă se implică și Franța, slabește și mai mult pe Rusie și devine din ce în ce mai ieftin. Să particip la un conflict. Când se implică o țară într-un conflict internațional, este mai ieftin pentru aliați să se unească. Se înțelege asta? De exemplu, dacă acest lucru puteți să-l aplicați la, la, nu știu, contextul vostru. Nu știu dacă vă luptați uneori când eu eram tener sau ceva sau ce în discoteca sau da, și este o luptă acolo. Da? Odată ce unii deja intră și deja și este deja mai slabit în dușmanul, da? Este din ce în ce mai ușor și ajung și mai mulți ca să-l omoare, ca să-l termine să-l omoare. Da? Este din ce în ce mai ieftin să se unească mai mulți în coaliție. Acum vom vedea ce se întâmplă cu sancțiunile economice. Pentru sancțiunile economice, costul este un cost de oportunitate, costul că tu va trebui să renunți la un anumit comerț. Da? De exemplu, dacă Germania ar spune, noi nu mai vom importa gaz din Rusia. Ar fi un cost pentru Germania, pentru că ar pierde un import la un preț convenabil, ar trebui să plătească mai scump, să importe din mai departe, din, din Statele Unite, din Qatar, din, da? din alte locuri. Și ar avea un cost. Dar odată ce Germania va face acest lucru, atunci Rusia își va pierde un, 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 o țară unde să exporte și prețul gazului din Rusia va scadea. Ne putând exporta în Germania, atunci Rusia va suferi, va, va scadea prețul gazului. Și ce implicație are asta pentru alianțe? Dar dacă acum spune Franța să spună și noi ne vom implica și noi vom intra în boicotul respectiv, acum costul pentru Franța este și mai mare. De ce? Pentru că a scăzut prețul gazului rusesc. Acum este la oferta pentru că germani nu mai importă și rușii au fost obligați să facă oferta. Și acum pentru tine să renunți la această ofertă are un cost și mai mare. Și cât mai mulți se unească în coaliție, cât mai scump este să intri în coaliție, pentru că la mai mult trebuie să renunți. Dacă deja acum țari precum Ungaria sau precum alte țări deja sunt reticenți, nu sunt de acord cu acest conflict, nu sunt... Și crezi că dacă gazul rusesc ar fi la ofertă, că ar fi mai de acord să renunțe la această ofertă? Nu. Aceasta este o diferență de bază într-o intervenție militară și unele sancțiuni economice. Deci de ce Uniunea Europeană nu va avea niciun rezultat în acest conflict? Pentru că nici nu este dintr-un punct de vedere instituțional organizativ unită, nu are această posibilitate să impună prin majoritate un comportament diferit pentru fiecare țară, pentru că o alianță întotdeauna este grea, când sunt interese diferite o alianță este grea, o alianță militară este grea, dar o alianță pentru sancțiuni economice este și mult mai grea decât una militară. Deci din punctul meu de vedere, nu va avea Efect. Și atunci Claudiu ne-a întrebat, Claudiu a fost, cred, nu? E... Cât va dura acest conflict? Nu? Păi bine, trebuie să revenim la începutul. Care era scopul acestui conflict, spunem? politica internațională este una între lideri și fiecare lider vrea să stă în funcție, cât mai mult. De ce conflictul se produce acum? De ce conflictul nu se produce acum, trei ani sau nu se produce peste trei ani. De ce acum? Pentru că acum se apropie aceste alegeri din Rusia, din anul 24, care sunt foarte delicate pentru Putin, în concret. De ce sunt delicate? Pentru că este un ciclu vieții pentru toate persoanele? Da? Și deja. Normal că. Este greu să rămâi la putere întotdeauna. Dar și momentul actual este și un moment decisiv pentru că chiar s-a făcut această schimbare constituțională foarte, foarte, foarte controversată. Pentru că este o, o, o schimbare constituțională care parcă merge în direcția contrară. Dacă de obicei țările se dezvoltă, de obicei țările devin mai democratice, da? De, de obicei, țările au constituții cu mai multe garanții de democrație, și în acest caz, parcă se merge în direcția contrară. Deci este un moment foarte, foarte delicat și Putin nu poate să riște acum. De exemplu, ca NATO să se extindă din Ucraina înaintea alegerilor. Din 24 pentru că, desigur, ar fi o lovitură foarte puternică pentru șansele lui. Da? Inclusiv într-o țară, inclusiv dacă tu spui, eu sunt un autocrat, eu sunt, nu sunt un dictator, dar inclusiv acolo, tu ai nevoie de Sprijinul unor persoane. Și <laughs> dacă ei vad că nu merge lucrurile că nu tu îți pierzi sprijinul necesar. Niciun lider nu depinde de, de, sine singur. Da, adică întotdeauna ai nevoie de susținători. Mai mult sau mai puțin în funcție de sistemul politic. Dar asta cred eu că acest incident acolo are conotație electorale. Da? Pentru Putin. Cred în același timp că Uniunea Europeană, ca atare, nu are nicio șansă să participe din acest conflict. Nu are instrumentele necesare. Nu are unitatea, nici nu are instrumentele necesare ca să participe. Țările individuale, marile puteri care fac parte din UE, tip Germania, tip Franța, tip Marea Britanie, ar putea să participe, dar deocamdată au spus că nu intenționa să să participe militar și spunând asta, parcă deja se înțelege că nu vor participa în niciun fel, pentru că dacă nici nu particip militar, va fi și mai greu să particip cu adevărat prin sancțiuni, pentru că aceste sunt costisitoare și nu vrei tu să partici tu singur, să ai tu costurile când știi că restul nu se vor uni în coaliția respectivă. Eu cred că este mâinile lui Biden. Da? Ceea ce se va întâmpla acolo, exclusa Uniunea Europeană, este Biden. Și când eu am văzut e, convorbirile între Biden și e, Putin, am văzut că Putin arata foarte respectuos, foarte ascultător da? Și eu cred că Putin acum se acceptă rolul că nu mai este o mare putere globală ca să decidă viitor lumii, da? Dar totuși are putere suficientă și poate încearcă să se mențină la putere. Pentru Biden, Vrea să rămână la putere Putin sau nu? Biden poate să-l dea afară pe Putin de la putere. Biden are puterea necesară, știți? Biden trimite soldați acolo, trimite nu soldați, <hie> intervine militar, nici măcar cu soldați, și deja se rezolvă lucrurile acolo și. Este o lovitură foarte gravă personală pentru Putin și se produce o schimbare în Rusia. Dar este interesat Biden să se întâmple așa ceva? Deocamdată, eu cred că nu neapărat. Dacă Putin mai este ascultător, așa cum este acum, și dacă. Și acest conflict beneficiază pe Statele Unite, cum parcă este cazul, de exemplu, prețul petrolului acum, din cauza conflictului, a depășit bariera e, psihologică de la 100 de dolari. Și Statele Unite este un exportator de energie, nu doar din energia proprie din Statele Unite și din teritoriile controlate de Statele Unite. Spuneți, credeți că da, că se va schimba ceva, că va fi un război mondial acolo? Nu cred. Da? Și nici nu cred că Putin vrea să invadeze Ucraina întreaga. Nici nu cred că Putin vrea să um, ocupe teritoriul Ucrainei pe termen delungat, că nici nu, nu este un teritoriu cu mare resurse sau cu. Nu. Eu cred că pur și simplu vrea să se asigure că Ucraina nu va intra în in NATO pe termen scurt, așa cum va a declarat, și care este acest termen scurt? Termenul suficient ca să el să și poată asigura funcția. Și cât va dura acest conflict? Eu zic, minim 2 ani, da? Până ce Putin va, e, va fi mai, asigurat în funcția sa. Nu știu eh, dacă s-a înțeles ideea pe care am vrut să o transmit astăzi. Da Mi s-a părut o temă importantă. Eu încerc să mi-adaptez eh, cursurile, structură eh, programei la evenimente de actualitate. Sper să vă la și dacă aveți acum întrebări, da, comentarii, putem să începem o discuție între noi. Mulțumesc!